Vorbim astăzi în săptămânalul interviu cu fizicianul Cristian Presură, care îi spun bun venit și mulțumesc și pentru această întâlnire, Cristian Presură. Vorbim așadar despre un subiect foarte interesant. Poate ieșim din zona aceasta de coronavirus și de pandemii și ne uităm la o planetă foarte, foarte îndepărtată pe care o cheamă foarte interesant WASP-76b. Liniuță 76B. WASP înseamnă viespă, dar nu știu dacă neapărat are legătură cu asta. O planetă exotică unde se pare că plouă cu picături de fier. Da, se pare că pe alte planete îndepărtate se întâmplă lucruri mai periculoase decât se întâmplă acum pe Pământ la noi. Depinde pentru cine periculoase, dacă are pentru cine să fie periculos acolo. Da, așa este. S-a teoretizat mult că pe unele dintre planete ar putea să plouă cu fier. Am scris și o carte astrofizică povestită și iată, acum s-a măsurat așa ceva. Chiar există o exoplanetă pe care plouă cu fier. Hai să o luăm cu începutul. Așadar, e o planetă destul de îndepărtată, dacă am înțeles bine, și este o planetă care are două fețe, ca să spunem așa. Pe o față este extrem de cald, pe altă față este mai rece și poate că de aici, din diferența asta de temperatură, apar și aceste picături, dar de ce de fier? Da, exact. În primul rând vorbim de o planetă care se numește Jupiter fierbinte, vorbim de o exoplanetă, deci este o planetă a unei alte stele aflate la 600 de ani lumină, iar planeta respectivă se numește Jupiter pentru că este mare cât planeta Jupiter, în cazul de față de două ori mai mare, și se numește Jupiter fierbinte pentru că ea orbitează foarte aproape de steaua ei. Îi ia numai 40 de ore ca să orbiteze în jurul stelei. Deci în 40 de ore au ocolit steaua. Deci se află foarte aproape de steaua ei și asta o face într-adevăr foarte fierbinte. Acum, ea pentru că orbitează foarte aproape, mai are o caracteristică. Și anume, se învârte sincron în jurul stelei. Cu alte cuvinte, îi arată stelei aceeași față. Așa cum Luna, când se învârte în jurul Pământului, ne arată aceeași față. La fel se întâmplă și cu planeta respectivă. Ori asta face un lucru interesant. Fața dinspre Soare, fiind foarte apropiată, are peste 2000 de grade Celsius, iar fața întunecată, din partea opusă Soarelui, are doar 1000 de grade Celsius. Bine, e foarte mult, dar 1000. Și de aici apare fizica care se dezvoltă în ploile de fier. Foarte interesant, un mediu bizar scrie și sau spune cercetătorul care a făcut care a condus studiul în urma căruia s-a și publicat în revista Nature, David Ehrenreich de la Universitatea din Geneva. Au mai observat cei care au studiat această planetă și un alt lucru interesant. Poate tot în diferența aceasta de temperatură este și un vânt foarte puternic pe această planetă. Da, așa este. Îmi place că i-au pus o poză așa de copertă foarte frumoasă. Îți aduce aminte de filmul Singing in the Rain, cântând în ploaie? Exact, era acel actor care dansa cu umbrelă și cânta în ploaie. Și coperta lor este Singing in the Iron Rain, adică cântând într-o ploaie de fier și un fundal, se vede așa, se văd picături fierbinți de fier care cad. Într-adevăr, sunt și vârtuni foarte puternice care depășesc zeci de mii de kilometri pe oră. Și de fapt, aici este fizica, pentru că partea dinspre Soare este foarte, foarte caldă, are peste 2000 de grade Celsius, ea topește fierul care se găsește acolo, îl topește și îl vaporizează și el rămâne în atmosferă. Numai că pe de altă parte, pe partea cealaltă, este răcoare între ghilimele, pentru că sunt 1000 de grade Celsius. Dar asta face ca dinspre partea caldă către partea rece să se formeze din când în când niște furtuni uriașe, care circulă, așa cum am zis, cu peste 10.000 de kilometri pe oră și care duc o parte din acești vapori de fier în partea întunecată. Numai că în partea întunecată, fiind doar între ghilimele 1000 de grade Celsius, fierul care era sub formă de vapori condensează și atunci acolo într-adevăr începe să plouă cu picături de fier.
Foarte interesant. De asemenea, spectrometrul cu care s-au făcut observațiile este, dacă am înțeles bine din articol, ceva mai revoluționar, are niște capabilități mai speciale. Este vorba despre spectrometrul Espresso. Da, așa este. Spectrometrele sunt acele aparate optice cu care noi studiem spectrele stelelor, adică ne uităm la culoarea stelelor. Spune mare puțin galben, puțin alb și așa mai departe. Și din acea combinație de culori reușim să ne dăm seama ce molecule sunt acolo. Ori, ca să măsurăm ce molecule sunt în atmosfera exoplanetei, noi trebuie să măsurăm lumina care trece prin acea atmosferă. Tot așa cum dacă lumina trece printr-un geam galben, putem să ne dăm seama cam ce este în geamul respectiv, pentru că culoarea care iese după aceea trădează puțin compoziția geamului. La fel și acolo, lumina trece prin atmosfera exoplanetei, ajunge la noi și trădează elementele din compoziție. Ori asta înseamnă că acel spectrometru, care într-adevăr este foarte, foarte capabil, trebuie nu numai să măsoare mai multe culori, dar în același timp să aibă și o rezoluție foarte bună, pentru că nu vine foarte multă lumină. Deci îți dai seama, exoplaneta e foarte îndepărtată, oricum ne vine lumină multă de la steaua care este în jurul exoplanetei și lumina care trece prin atmosferă nu este așa de multă. Deci spectrometrul trebuie ca din puțina lumină pe care o primește să-ți dea seama ce culori sunt. Acest spectrometru se află în Chile, la observatorul din Chile, la telescopul, mă rog, din Chile. Da, pentru că în Chile, așa cum, mă rog, știu astronomii, sunt foarte multe telescoape pe munți acolo sus de tot, pentru că plouă mai puțin. Sunt multe radiotelescoape și în alte zone deșertice. Dacă nu mă înșel, și Chile are o zonă deșertică. Da. Dar telescoapele acestea se pun numai în zona apropiere din zona deșertică, adică să nu plouă, să nu fie nori. În același timp se pun și la înălțime foarte mare. Și atunci, într-adevăr, unele dintre cele mai performante telescoape se găsesc acolo, telescoape optice. Cristian Presură, ce... Iarăși, o întrebare pe care am mai pus-o, dincolo de cunoaștere, de avansul în cunoaștere, de ce e important acest studiu? A zice că în primul rând e un studiu care ne arată capabilitățile tehnice. Deci faptul că acel spectrometru a putut să măsoare pentru prima dată fier pe o altă exoplanetă cu rezoluția corespunzătoare, asta arată că tehnologia a avansat. Și bineînțeles că măsurătorile respective, spectrometrul respectiv, se folosi și în alte cazuri. În afară de asta, nu a zice că are o relevanță foarte mare, pentru că, așa cum am scris de fapt și eu în astrofizica povestită și povesteam, bănuiam că se întâmplă lucrurile astea pe acele exoplanete. Uh-huh. Mă gândeam acum, în timp ce povesteai tu, faptul că tehnologia a avansat atât de mult și va mai avansa cu siguranță atât de mult. Crezi că asta vom ajunge într-un punct în care să nu mai fie nevoie să ieșim deloc în spațiu, să nu mai plecăm de pe Pământ ca să explorăm? Măi, uite, vezi tu că eu niciodată n-am crezut că așa ceva ar fi posibil, pentru că eu m-am gândit că întotdeauna omul are tendința naturală de a merge în altă parte. Adică eu personal aș vrea să mă duc pe Lună, chiar dacă văd poze foarte frumoase cu Luna sau mă uit aici, nu, aș vrea să fiu acolo. Aș vrea să fiu lângă Jupiter, chiar dacă Hubble îmi face niște poze foarte frumoase. Așa am crezut, însă în ultimul timp încep să mă îndoiesc, pentru că de când a apărut această lume virtuală, de când a apărut internetul, de când vedem atât de multe lucruri la televizor, pe computer, parcă e și mai puțin afară. Parcă cumva uităm prea des că afară e o pădure și să o mai vizităm și pe ea. Și tare mi-e teamă că s-ar întâmpla și așa ceva cu civilizația omenească. Da, pe de altă parte, ar fi o justificare. Este mult mai ieftin, deși e foarte costisitor să trimiți o misiune spațială, dar ar fi mult mai ieftin și poate și mai sigur, că judecăm și în termeni financiari, dar și în termeni de siguranță umană, ca să spunem așa, să trimitem doar misiuni robotizate și noi să stăm aici și să primim informații, imagini, iată. Fără doar și poate, aspectul practic e de fapt cel determinant, pentru că în următoarele generații sigur nu putem să mergem la stele, e și foarte periculos, e și foarte costisitor, nu are sens ca să facem astfel de excursii doar de dragul de a demonstra ce să demonstrăm. Avem o planetă, avem o civilizația pe Pământ, încă nu este suficient de bine dezvoltată ca toți oamenii să fie sănătoși, ca toți oamenii să aibă de mâncare. Deci sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem pe Pământ, fără doar și poate nu trebuie să aruncăm banii pe excursii inutile în spațiu.
Dar principială rămâne ideea asta. Pentru că omul este totuși o ființă biologică după mine, nu e o ființă virtuală. Și fiind o ființă biologică, cumva și cu trupul ar vrea să fie oarecum acolo. La Radio România Cultural, joi, și în curând o să te și citească cei care te așteaptă cărțile. Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere, la revedere!